Uitați aici puișoare din a doua serie și de la cloș, că sunt aici nu doar cei de la clocitoare, sunt 56 în total și 5 rățuște. Uitați-le cum stau rățuștele. Sunt mult mai mari ca și puii. Băi, uitați aici unul. Băi. Cred că ar vrea să iasă afară, că tot plâng. Cloșca mai și vine pe aici și mai amăgește. Că am vrut să pun cloșca cu ei și îl bătea doar pe unul, îl bătea. Unul din cei mari maro. Sper ca voi să vedeți mai bine decât mine. Acum am dat de mâncare la puii de curcă și i-am scos de sub curcă, că ei nu ieșau nici cum să mănânce, și i-am scos de sub curcă, i-am pus acolo pe mâncare și am presărat așa ușor pe ei, pe spatele lor, și au început să mănânce și acum i-am lăsat în pace. Sper să trăiască aceia patru măcar, acela de găină și acela de găină acum începe să mănânce. Uitați cloșca, tot vine pe aici, îi strigă, dar nu-i mai las cu ea, că mi-e frică că o să mai îmi dispară, că au dispărut 6 într-o noapte. Rățuștele au crescut foarte frumos. Sper să mai scoată câteva cloșca aceea, să am și de rață românească, măcar acolo 2-3 boboci. Acolo mâncare, apă. Uitați, aici sunt toate rățuștele. 5. Aici am mai mulți negri și albi sunt, dar negri sunt mai mulți. Sper ca voi să vedeți mai bine decât mine, eu nu prea văd. Da, prieteni, am zis să fac un video să îi vedeți așa și pe ei, unde am mutat și cum sunt. Uitați ce statul vine aici. Băi, nu-i voie să ciugulești. Acesta am fost eu. Până data viitoare, adică weekendul viitor, o să fac alte videoclipuri. La revedere!